weekend încărcat pentru jucătorii de airsoft, un sport din ce în ce mai cunoscut printre tineri. Peste 40 de persoane s-au întâlnit la sfârșitul săptămânii trecute la o fermă dezafectată din Iezureni pentru a-și petrece timpul liber într-un alt mod. Întreg scenariul a fost pus la punct de un jucător din Târgu Jiu. Este un joc în care trebuie să ne simțim bine, să colaborăm, să ne amestecăm noi echipele și ne fai timp, nu? Da, da. Băieții la Târgu Jiu au făcut un scenariu foarte frumos. Un atac apărare, se bazează pe ideea de barcării Normandia. La început o să fie mai greu pentru cei care atacă. Ulterior, balanța se va înclina în favoarea atacatorilor și va fi mai greu pentru apărători, pentru că o să ai mai multe obiective. Armele folosite au fost niște replici cu proiectile din plastic de 6 mm, perfect rotunde. În cadrul acestei activități, jucătorii sunt obligați să poarte echipamente de protecție. Distracția a fost întoi, mai ales că la acțiune au participat mai multe comunități de jucători de airsoft din Craiova, Petroșani și Turnu Severin.